Mergem mai departe. Pentru nativi gemeni, lucrurile par a intra pe un făgaș foarte favorabil și armonios, grație prezenței venusiene în semnul dumneavoastră. Asta însă nu înseamnă că dumneavoastră nu aveți provocări. Evident, și gemenii trebuie să înțeleagă cum își definesc individualitatea. Este ca și când ați cântăreții dintr-o orchestră, să spunem așa, Uh, au funcții diferite, și noi, acum, ca nativ gemen, trebuie să știm care este instrumentul care ni se potrivește. De ce spun acest lucru? Avem o casă a uh, sufletului destul de compactată. Avem aici planete suficiente încât să ne dea puțin uh, de gândit. Avem un nord-nord, un soare, un mercur, un uranus. Toate aceste planete vorbesc despre faptul că trăim, uh, avem foarte mare intensitate pe zona uh, relaționării cu sinele nostru s-ar putea să vă găsiți în un pic capricioși în această perioadă. Să aveți zile mai bune, zile mai proaste, un pic agitați, unor aveți uh, chef de oameni, alteori sunteți simțiți mai mult nevoia să vă retrageți. Uh, încercați să fiți cât mai liniștiți, pentru că este o perioadă care necesită din plin atenția noastră și mai mult decât atât trebuie să ne reculegem, trebuie să ne găsim Liniștea. Pe undeva preocupările gemenilor au o esență puternic spirituală, chiar dacă nu neapărat vă duceți pe zona asta în sensul că citiți, studiați sau mergeți la conferințe sau la participați la cursuri și așa mai departe, dar toate trăile dumneavoastră sunt analitice, sunt filozofice. Vom vedea foarte mulți gemeni care își doresc să înțeleagă lucrurile din punct de vedere filozofic și psihologic. Această conjuncție Soare-Mercur-Uranus-Nodul Nord pe casa a 12 -a vorbește despre un soi de neliniște interioară pentru nativii uh, gemeni. Uh, sigur, Soarele nu este foarte confortabil pe casa a 12 vorbește despre faptul că trebuie să ne dezvoltăm un ego sănătos, să devenim uh, foarte puternici. Uh, soarele reprezintă și simbolul tatălui. Foarte mulți gemeni înțeleg lucruri legate de tată, de filiera paternă sau de moștenirea care vine pe linie paternă. Deci trebuie să fim foarte atenți. Oricum și Saturn în Păiești vorbește pentru toată lumea despre această filieră paternă. Cu toții trebuie să stabilim un raport de forțe foarte corect cu tatăl sau să înțelegem anumite descărcări sau tipul de moștenire care vine pe linie paternă. Ce mai înseamnă acest soare pe casa a 12? -a? Soarele în general vorbește despre zona în care trebuie să ieșim în evidență, zona în care noi, pentru că soarele este și egoul pe undeva, este zona în care ne dorim din tot sufletul să ne departajăm de ceilalți. În harta natală, casa care găzduiește soarele vorbește despre domeniul în care fiecare dintre noi își dorește să fie altfel decât ceilalți, să aibă o individualitate mai uh, specială. Acum de tranzit pentru gemeni, soarele pe casa a doua, spre despre faptul că dumneavoastră doriți să ieșiți în evidență față de ceilalți uh, din punct de vedere spiritual, din punct de vedere al preocupărilor de natură înaltă, elevată. Deci faceți în așa fel încât să uh, aveți o identitate spirituală. Dacă doriți să purtați, nu știu, poate o discuție cu persoanele din jur, o discuție mai specială, o discuție de natură religioasă sau spirituală sau filozofică sau psihologică, nu ezitați să o faceți, pentru că asta vă reprezintă, aceasta este zona în care puteți să ieșiți în evidență. Vă interesează mult mai mult să ieșiți în evidență din punct de vedere spiritual, religios, energetic, filozofic, psihologic, decât din punct de vedere concret, material. Contează sigur că da, și uh, harta natală, dar oricum ar fi, avem această uh, componentă. Pluto a schimbat casa, acum se găsește pe Casa Specializărilor, deci s-ar putea să avem foarte mulți nativi gemeni care își doresc să facă specializări de mare forță, să scrie cărți, să participe la cursuri, să țină cursuri, conferințe și așa mai departe. Sunteți încurajați să o faceți în perioada imediat următoare. Vom vedea oricum mulți gemeni care își aleg să scrie, să compună, să se remarce din punct de vedere intelectual, din punct de vedere al ideilor. Nu vă mai mulțumește aproape deloc zona concret, strict concretă. Vă doriți foarte mult să fiți pe acest eșantion care are legătură mai serioasă cu partea elevată, cu partea spirituală a vieții. Urmăriți și parcursul lui Marte pe casa a doua, un Marte care vorbește despre un fel de investiții care vin în cascadă către dumneavoastră, vom vedea mulți gemeni care își doresc să facă investiții pe care nu le-au făcut până acum, vă trebuie într-adevăr curaj și determinare.